Proverbele, capitolul 14, versetul 33. În inima cea bună a omului se află înțelepciunea, dar în inima celor lipsiți de minte totul e totuna. O inimă pricepută. Fericită este inima întoarsă la Dumnezeu, fiindcă numai o astfel de inimă este cu adevărat pricepută. Priceperea este frumoasă la orice ființă, dar la femeie ea este și necesară, fiindcă ea încunună și casa celor ce îndrumă pe alții. De pe când este încă fică la mama ei și învață rostul casei sub îndrumarea mamei, femeia capătă deprinderea de a mânui toate lucrurile. Astfel, femeia ajunge să poată face chiar și munca bărbatului, pe când bărbatul nu poate face totdeauna și munca femeii. Femeia îl poate înlocui pe bărbat în toate treburile căminului, dar bărbatul nu poate înlocui pe ea. Adevăratul ziditor al căsniciei și al casei este femeia, după cum și adevăratul dărâmător al familiei este tot ea. Când femeia este înțeleaptă, hărnicia bărbatului este bine îndrumată și cumpătat gospodărită, astfel că gospodăria lor se înfrumusețează continuu, căsnicia lor se sudează neîncetat. Câștigul lor crește mereu mai îndestulător. Când însă femeia este nebună, adică nepricepută, desfrânată, neascultătoare, leneșă, înfumurată, gâlcevitoare și rea, praful și ruina se alege cel mai curând din toată casa lor, din toată averea lor, din toată fericirea lor. Mâinile femeii leneșe, mâinile risipitoare, vopsite, nepricepute, ascunzătoare, murdare și trăgătoare de sfori viclene, nimicesc totul. Nimicesc mai întâi armonia căminului acesteia, nimicesc avutul și fericirea soțului ei, nimicesc viitorul copiilor ei, nimicesc mântuirea sufletului ei și al mai cine știe câtor suflete care au nefericirea să vină în atingere cu ea. Mai vreți oare dovezi despre acest adevăr? Mai aveți nevoie și de altele, pe lângă cele pe care le vedeți zilnic în jurul vostru pretutindeni, dacă aveți ochi și dacă știți să vă uitați cu ei? O, Tatăl nostru ceresc, mai mult decât pentru orice, noi ne rugăm mereu ca Tu să ne dai fiice binecuvântate, surori sfinte, mame credincioase, soții curate, femei înțelepte și pricepute. Și fă, Doamne, ca toate familiile, toate adunările și bisericile să aibă astfel de suflete scumpe, ca să fim cu toții fericiți. Amin.